O mică demonstrație de altoire la nuc, în fluier, începem. Deci, materialele sunt deja pregătite. Da? Zona de altoire am ales-o dinainte, pentru că este foarte ușor. Se lucrează foarte repede, nu avem timp să lucrăm încet, pentru că este vorba de oxidări. Gata, putem să spunem că deja altoirea este executată. În momentul în care s-a închis altoiul peste portaltoi, altoirea se consideră executată. Gata, domnilor. Altoire la nuc, în fluier. Da? Spor la treabă și pentru voi. Continuăm o nouă altoire. Ne pregătim altoiul. Este gata, pregătit. Mergem pe portaltoi. Ne-am ales zona. Facem tăietura. Pardon. Deschidem. Venim cu altoiul. Din acest moment deja putem să spunem că altoirea s-a încheiat, pentru că legarea poate să mai întârzie 2-3 secunde, dar nu prea are când. După câte se observă, cam în 16-18 secunde, cu totul, este altoirea efectuată. Da? E, acum, din nou, spor la treabă.